dimineața, suntem pregătiți pentru judecata de joi. Cristian Tudor Popescu în direct cu noi în dimineața asta. Bună dimineața, domnule Popescu. Bună dimineața, domnule Petreanu. Acum... Bună dimineața. Bună dimineața, da. Vă auzim foarte bine. Acum... Nu e... Nu, n-ar trebui să vă salut în felul acesta. Ar trebui să vă spun eventual să trăiți. Pentru că asta are și sensul supunerii militare și sensul cel mai propriu, să nu muriți. Să trăiți, adică să nu muriți. Uh-huh. Pentru că nu e bună dimineața asta, cum nu sunt, n-au fost bune zilele de o săptămână, iată, vă dați seama cum sună cuvânt, de o săptămână suntem în această nebunie sângeroasă a lui Putin din Ucraina. Bun, acum eu o să le spunem ascultătorilor noștri că evident noi nu întrebăm niciodată despre ce doriți să vorbiți. În dimineața asta noi am intrat în direct. Nu știu dacă aveți pentru noi un comentariu sau dacă putem să vă adresăm noi niște întrebări, că eu aș avea, m-ar interesa judecata dumneavoastră, nu doar de joi, ci în general asupra situației. Suntem într-adevăr după o săptămână de la invadarea... Da, nu pot să, în astfel de, cum n-am putut nici joia trecută, nu pot să am un text okay. pe care să-l spun. Bun. La... Bine, atunci judecata să facem, de joi, cum fac de obicei. Să facem un exercițiu riscant, să încercăm să ne gândim la viitor. Deci situația e cam așa, o să fac un scurt rezumat. Și rezumatul e că armata rusă asediază și bombardează nediscriminatoriu mai multe orașe ucrainiene, însă nu a reușit să ocupe decât unul semnificativ deocamdată, Kherson, în sud, noaptea trecută. Ca atare se poate spune că Kremlinul deține acum controlul militar al unor zone, dar nu deține controlul politic aproape nicăieri în Ucraina, ceea ce este foarte departe de obiectivul operațiunii speciale, așa cum a fost anunțat în urmă cu o săptămână de Vladimir Putin. Sancțiunile economice împotriva economiei ruse sunt realmente distrugătoare, efectele abia încep să se facă simțite, adică poate că ascultătorii noștri nu știu, dar s-a comentat pe larg faptul că rușii nu reușesc să-și mai vândă petrolul pe bursele internaționale, chiar dacă oferă reduceri mari de tot, de aproape 20%, pentru că nimeni nu știe cum ar putea să-i plătească sau să transporte acest petrol, fără să devină de asemenea ținta sancțiunilor. Și pe plan intern, Kremlinul intensifică represiunea, este mai rău ca în vremea sovieticilor acum. Ultimele două redacții independente au fost închise. Echo Moscvă și încă o redacție, erau ultimele două care au fost închise zilele trecute. Acum s-a schimbat legea și poți face până la 15 ani de închisoare dacă spui că în Ucraina e război, pur și simplu pentru asta, și nu e o operațiune specială. Puținii manifestanți, că sunt puțini, puținii manifestanți împotriva războiului din câteva orașe rusești sunt arestați în masă. Mâine probabil că va fi impusă legea marțială. Și Vladimir Putin pare să fi intrat într-o mentalitate de bunker. Adică se află într-o situație foarte dificilă, periculoasă pentru propria ei supraviețuire. Și aici vreau să ajungem. În acest timp continuă să dețină toată puterea, care e totuși considerabilă. Și v-aș întreba, domnule Popescu, cum vedeți posibilele evoluții ale acestei crize? Care ar putea fi ieșirile pentru Vladimir Putin și dacă există vreuna rezonabilă? Nu există. Lucrul acesta mi-a fost cât se poate de clar de la bun început. L-am spus privindu-i figura lui Vladimir Putin în momentul în care a anunțat invazia. Era clar figura unui om care nu mai păstrează nicio cale de ieșire. În Ucraina, Rusia poate să dețină controlul militar în anumite orașe, poate îl va obține și pe cel politic în alte orașe, poate va obține controlul militar și politic în toate orașele, dar controlul uman asupra Ucrainei nu îl va obține niciodată. Ucraina nu va înceta lupta. Poate să fie ocupată, dar nu se va da bătută. De asemenea, armata lui Putin nu are cum să facă pasul înapoi.
ce să facă? E de neimaginat să se retragă și să se ducă la Moscova după ce, ca să raporteze ce? Că a dărâmat atâtea blocuri de locuințe, că a omorât atâția civili, că a distrus turnul televiziunii. Cu ce să se ducă acolo? Deci este o situație fără ieșire. Aceste, așa zise, tratative de pace sunt o mascaradă sinistră, o bătaie de joc la adresa ideii de convorbiri de pace. Uitați-vă cine conduce delegația rusă. Este un soi de aparatic de mâna a treia, unul care a fost ministrul culturii, vă dați seama. Este trimis un culturnic să negocieze încheierea păcii în acest război. Deci nu are nicio legătură nici cu domeniul militar, nici cu cel diplomatic sau geostrategic, nimic. Un viermuș din sistemul de propagandă, ceea ce înseamnă arată atitudinea lui Putin față de aceste tratative, nu-l interesează, le face doar de formă, cum a făcut atâtea lucruri mincinoase și de formă înainte de a porni invazia. Deci, pe un termen scurt, să spunem, nu se întrevede, după părerea mea, nici o rezolvare nesângeroasă pentru ceea ce vedem. Ce-l privește pe Putin, vă dați seama că nu mă interesează, nici pe dumneavoastră nu cred că vă interesează dacă acest om moare, de pildă, sau mai trăiește. N-are decât. Problema e că duce cu el în acest moment, în întuneric, poporul rus. Duce ideea de Rusia, ideea de rus, care este compromisă în imagine, pe plan internațional, cum nu cred că a fost vreodată în istorie. Gândiți-vă că măcar Germania lui Hitler în al doilea război mondial a avut niște aliați. A fost aliată cu Japonia, cu Italia, cu România. Rusia nu are nici un aliat, cu excepția, mă rog, a Belarusului și Belarus, Corea de Nord, Eritrea și Siria, da. Și Siria. Deci întreaga lume civilizată este împotriva lor. Și asta este lucru cel mai grav. De acum înainte, orice s-ar întâmpla, ideea de rus, când aude cineva ce e ăla rus, aulă, vor fi pur și simplu, într-adevăr, paria. Așa cum spunea generalul Ivașov, generalul colonel Ivașov, veteran al Armatei Roșii, care, dar adversar al politicii lui Putin, care exact asta spunea înainte de invazie, vom ajunge noi rușii paria al lumii. Deci a spus-o acest general înainte să o spună Joseph Biden. Credeți că acest război, această invazie în Ucraina ar putea degenera în ceva mult mai grav? Și vă spune ceva, întreb. Da. În orice moment, domnule. În orice moment. Știți de ce? Pentru că sunt analiști care urmăresc cariera lui Putin de zeci de ani. E preserată cu un lung șir de asasinate și de acte de imoralitate politică statală. Atacuri ale altor națiuni, otrăviri, represiuni și așa mai departe, dar și de niște discursuri în care a anunțat lucruri despre care nu credeam că ar fi posibil să se întâmple și s-au întâmplat. Adică oamenii au spus, nu o să poată face asta. Ba da, a spus că Uniunea Sovietică ar trebui să fie refăcută, a spus că Ucraina este o invenție. Da, și la un moment dat a spus, în urmă cu ceva timp, într-un interviu, că o lume
fără Rusia, în care Rusia nu există, este o lume care nu merită ea însăși să existe. Nu, asta n-a spus-o el, a spus-o propagandistul șef al televiziunii. Kiselov? Poftim, Kiselov, Dimitri Kiselov. Da. Ok. Bun, dar care este portavocea lui? Da, sigur. Iar acum zdrângăne armele nucleare într-un fel în care n-au fost zdrângănite, poate de la criza rachetelor. Niciodată. Nu, niciodată. Niciodată nu au fost proferate amenințări cu arme nucleare. Hiroshima și Nagasaki au fost lansate fără ca în prealabil să existe vreo amenințare la adresa Japoniei cu arma nucleară, iar apoi nici măcar în criza rachetelor din Cuba nu a existat o amenințare din partea lui Hrușciov cu utilizarea armelor nucleare. Și în întreaga istorie a Uniunii Sovietice și Statelor Unite nu a existat o amenințare reciprocă, mă rog, din partea Statelor Unite câtuși de puțin, dar nici măcar din partea Uniunii Sovietice nu a existat o amenințare cu utilizarea armelor nucleare. Este prima aceasta a lui Putin și Lavrov din istorie. Se poate întâmpla orice, așa cum a spus Vladimir Vladimirovici Putin, suntem gata, suntem pregătiți pentru orice și îl cred. Știți că îl cred. Însă când spun asta, bineînțeles că primul gând se duce al ascultătorilor noștri, se duce la România. Ce se poate întâmpla cu România? Păi, hai să vedem. Deocamdată aseară au căzut acest MiG-21 și elicopterul IAR Puma. Au murit 8 oameni, 8 militari, și acest lucru s-a petrecut fără să se tragă vreun proiectil din partea rusă. Arată ca și cum au căzut aeronavele militare românești, au căzut de frică, s-au speriat de privirile rușilor care au ocupat insula Șerpilor. Diversi inși apăruți pe la televizor aseară, care se autointitulează analiști sau chiar generali, general cu grade, mă rog, rezervă acum, dar care se numesc generali, au început să zbiere aseară că e vorba de un atac al rușilor, înainte să știe despre ce este vorba. Nu știu dacă era mai rău să fie un atac al rușilor decât să pice aceste avioane ca musca la flacără din zbor, pentru că asta, ce spune despre, dați seama, nu suntem în stare să menținem aeronavele în aer, în vreme ce România încă este în pace, nu ne-a atacat nimeni, și ele cad. Și nu e prima dată, MiG-21 are o istorie sumbră în timp, în armata română au căzut nenumărate miguri. Chiar înainte să intrăm în NATO, era o problemă asta că picau și elicopterul ăsta, la fel, s-a mai prăbușit și altele. Deci, da. România, în același timp, trebuie să o spun, oricât de dur ar suna, este în război cu Rusia. Întreg Occidentul în este în război moment. Cu Rusia de multă vreme, numai că nu recunoaște lucrurile astea sau nu și-a dat seama. Asta cine anume? Comentarii. Întregul Occident sau întreaga lume civilizată, exact. Întreaga democrație. În acest moment, Rusia a declarat război întregului Occident, întregii lumi civilizate, și acest război se desfășoară. Rusia da. Lovește cu proiectile, cu rachete în Europa, iar lumea
occidentală răspunde cu sancțiuni, care sunt tot proiectile. Ele produc distrugeri și produc distrugeri mari în clipa de față Rusiei. Deci România, care este membru NATO și Uniunea al UE, este în acest moment în război cu Rusia. Noi aplicăm sancțiunile decise la nivelul NATO și UE. Deci suntem în război. Nu, încă nu suntem în ciocnire militară. Uitați-vă la atitudinea Rusiei. Ambasadorul rus la București a trimis o notă Ministerului Afacerilor Externe român în care protestează împotriva agresiunilor, persecuțiilor la care sunt supuși cetățenii ruși care ar avea proprietăți în România, le-au fost afectate drepturile sociale și de proprietate de către statul român. La care Ministerul Afacerilor Externe a întrebat cine, care, cum a trimis. Dați-ne exemple. Nu au primit niciun răspuns. Este pur și simplu o amenințare inventată din partea Rusiei, așa cum am văzut, vedem de mai bine de o săptămână încoace. Deci, o atitudine ca aceea pe care unii dintre politicienii, mă rog, vorbitorii la televizor de toate felurile, precum și destui dintre cetățenii României, dom'le, să nu enervăm pe ruși, să nu ne băgăm, să rămânem neutri. Păi nu poți să mai rămâi neutru, este o tâmpenie în momentul de față. Am înțeles. Nu poți să mai stai deoparte în această situație. Bun. Trebuie să ne onorăm obligațiile în raport cu organizațiile din care facem parte. Mulțumesc foarte mult. A fost în direct la deșteptarea Cristian Tudor Popescu cu judecata de joi. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.